tuturor, că poate alții își vor pune sau și-au pus aceleași întrebare. Și întrebare sună așa, oare pe ce mă bazez ca să iau împărăția unui rege pagân, și anume regele așferoș, adică cel din Estera, carte care o studiem, Comment savoir un parati à nuire de Pagan, pour caché exemple, pour illustrer un parati à lui d'obnison. Donc, à cette question très bas. Peut-être moi baser savoir cacher exemple un parati à nuire, nuire de Stephen Pagan. En premier rang.

motivele o să, o să le dau, o să dau câteva motive. Um, unul este că multe lucruri care sunt în lumea aceasta sunt reflexia a ceea ce este în uh, lumea invizibilă sau, hai să zic, în cerul. Deși

Că ar fi bine să se ia unul din scriptura. La un moment dat, Domnul Iisus spune lucrul următor. Voi care sunteți rei, știți să dați lucruri bune la copii vo voștri, cu atât mai mult tatăl vostru ceresc. Aici este luat ca exemplu reutata oamenilor. Voi sunteți oameni rei. Și totuși, din oameni rei, Domnul Iisus va să ne învețe ceva despre tatăl ceresc. Și dacă ați fost atent când, când fac aceste uh, referințe la împărația lui Dumnezeu, plecând de împărația care vedem în la, la, Estere, în cartea Estere, uh, bineînțeles, zic, ok, ăsta este uh, împărația unui om, este limitat, dar la Dumnezeu e diferit, deși de aici putem învăța anumite lucruri din împărația lui Dumnezeu.

Dar care reflectă anumite adevăruri spirituale. Deci, la un om rău, poți să anumite principii spirituale. Și la un om rău. Voi care sunteți reușiți să dați lucruri bune copilor voștri, cu atât mai mult atât al vostru va da lucruri bune celor care îl cer. Aici, Domnul Iisus placă de la relație părinți-copii de pe

She hmm. d'exemple un euh, sponachan. Dar un. Aïs agacé, Sundé. D'un, la verset tout. Euh, verset tout. Qu'est-ce euh, que tu à lui de Ok. La verset tout El a vorbit despre multe lucruri în de și le-a zis, iată un semanator a ieșit să semene. De la un semanator, de acolo Domnul Iisus începe să vorbească despre împărație. Da semanator, zice, iată semanatorul a ieșit. Da. E un semanator care care. Bine, apoi explică cine e semănător, ce e ce semânța ce înseamnă. Dar când începe, când vorbești de semănător, nu da, nu da precize din ce oraș, din ce popor, din ce religie. Din... Nu, zice un semănător, pur și simplu. Uh, mai departe de exemplu, mai vorbesc și în acest capitol despre pilda uh, împărației zice așa, la verset 31, Iisus l-a spus, uh, l-a pus înainte o altă pildă și l-a zis, ce o cerului se asemănă cu un grăunte de muștar. Grăunte de muștar. Deci <laughs> Domnul Iisus s-a oprit eh, și zice, ok, hai să vă zic despre împărția de Dumnezeu. Ce ilustrație? Gândiți-vă la un grăunte de muștar. Grăunte de muștar, e ceva simplu, e ceva, cum să zic, banal, îmi vine să zic, nu e nici creștin, nu e nici pagân. E un grau de muștar, pur și simplu. Dar de, de la grau de muștar, Domnul Iisus poate vorbi despre împărăția cerurilor, despre adevărurile de, de, de sus. Um, și așa mai departe. Um, uh, mai departe, vă zice chiar... Uh, în partea lor se asamănă cu o comoară ascunsă. Din nou, un lucru. Nu, nu, nu e precizat, ok, a cui a fost comoara, Nu, o comoară ascunsă. Uh, nu știm cine a ascuns-o, nu știm. Uh, Dar da, ce, ce vreau să zic? De, de ce vorbesc așa? Vreau să zic că am fi destul de limitat să ne gândim, ah, e în paratie a unui regie pagân, ah, N-avem ce învățat din Împărația Lui Dumnezeu. Nu? A, am greșit să gândim așa. Am greșit foarte mult. Uh, cu siguranță în Împărația Lui Regi Pagân vom vedea lucruri care n-au nicio legătură cu Împărația Lui Dumnezeu. Deși când citim în carte esteră, uh, o să înăuntăm, în o să vedem, sunt foarte multe similitudine cu Împărația Lui Dumnezeu și sunt foarte multe învățături mai ales pentru noi astăzi, uh, care suntem biserica uh, Sunt prea multe lucruri care seamănă acolo cu povestea noastră ca și creștin. Uh, ca să ignorăm uh, această carte, să zicem că okay, a fost un rege pagan uh, Nu avem, uh, nu putem găsi similitudini sau să, să ne ajute să înțelegem mai bine uh, împărația lui uh, Dumnezeu. Sau mai zice partea ce o le se mai asemnă cu negustor care caută margaritare frumoase. Nu știu că de spiritual este să fiu cineva care mă duc să sap ca să găsesc aur sau nu știu ce pietre prețioase. Efectiv, dacă mă ocup cu, de, cu asta, nu se spui, a, ce spiritual, nu, n-are niciun lucru. E comerț, e caut avuții, caut bogăție. Și totul Domnul Iisus placă de la un om care caută bogăție, da? Oarecare. Și placă de acolo și vrea să ne învețe ceva despre împărație. Graute de murșa uh, 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 asta care caută margaritare, uh, merge mai departe, ne vorbește în partea se asemănă cu un avod aruncat în mare. Din nou, un avod. On avoue daron qu'atin m'aime. Detch um, euh, que ne l'exemple les les que l'exemple que présente pile de euh, que nous ces limitages, cest à la domaine entre guillemets les chrétiens. Nous y ado exemple d'in, Bible, cest à d'in, Biblie, ay, -à din testament. Impil de nou vorbeche doar din, din vekul testamen sa ou. Nou da doar ekzemple in kadrul sa zi ke vyat sa uh, unor wamen religyos. Nou, ya nishte ekzemple aspo ta zi che neutre, ka sa zi ka sha, enket orti ne din vreman lui sa poate pritche pe cheva. Graon te de mouchta, navot. Chi pagen oul, chi chel ka rekreden dum lezio, chichayen navot. Și e ce aia un grant de muștar, și e ce face un semănător, și așa mai departe. Pentru că scopul lui până la urmă este de a pleca de lucruri cunoscute pentru a ne da acces să înțelegem lucrurile care ne scapă, care nu le cunoaștem. Uh, și atunci, plecând de, de, de la acest principiu, da, sigur, pot să mă uit în împărăția lui Roș, deși e un rege pagân, și Des coum fonctionnaires en à lui, euh, ça veut à colo similitude similitudine. C'est déjà l'idée est que on est lu que car car il a besoin de colo m'a douce en scripture, m'a douce texte, pour pouvoir à tel âge principe existe en paratier à lui, ni est c'est limité à droit la euh, l'âge verroche. D'exemple, aucun n'a m'a dit que c'est un peu de carte estérée, euh, ni sa verbe d'esprit,

Putem învăța. Da. Deci, sper că am putut să să răspund cât de cât la această întrebare. Dar, când o să înaintăm în această carte, deja, oricum, am văzut anumite lucruri, dar înainte o să vedem alte lucruri și o să ne dăm seama detaliile și cum este spus această întâmplare. Ne trimite direct la.

anumite similitudini și ne poate ajuta să înțelegem uh, mai bine uh, împărația în care uh, uh, suntem, împărația care este împărația lui Dumnezeu. Deci, um, uh, cred că o să mă opresc aici. Mai avem, mai avem, din carte estere, suntem ca la capitolul 1, Uh, Mergem încet pentru că îmi place să sa sap, îmi place să găsesc comori în, în scriptura, dar um, ce e uimitor, poate a fost acum um, un an, dar ai o să-mi partajezi să martie uh, sau ceva de genul, nu mă știu exact. Înainte să încep grupul pentru grupul de proteine, am început cu un an și. Să fac asta pentru niște, pentru frați din, din Franța care vorbesc limba franceză. Și am avut, am studiat și această carte cu ei la un moment dat, la, uh, cu mult hai să zic, uh, poate un an, nu mai știu exact, dar de ceva timp. Și când uh, am ajuns uh, uh, și pe proteinii să încep cartea esterei, uh, prima dată am zis, ok, hai să. Să văd ce am mai împărtășit atunci cu fratele care vorbesc limba franceză. Și am început să ascult primele, să zic, mesaje pe această carte. Am putut să ascult doar primele, nu știu poate, primele trei sau patru. După n-am mai putut, pentru că, după, din nou, uitându-mă la carte, am văzut alte lucruri, alte lucruri care.